Eu sunt curios cine te-a machiat în dimineața asta. Eu, singură. Cum e posibil? Adică cum, de unde știi unde să pui machiajul? Cum percepi tu machiajul? Cum te vezi nemachiată? Cum te vezi machiată? Tot ce s-a întâmplat de săptămâna trecută și până acum a fost copleșitor. Cum ți-o imaginezi pe mama ta? Mama este cea mai frumoasă doamnă pe care am văzut-o vreodată și spun am văzut-o pentru că eu pe mama o văd într-un anume fel. M-a pus să mă duc singur în excursii de mică, excursii de o zi cu clasa, cu profesorii, dar mi-a spus descurcă-te, întreabă, învață, pentru că, uite, acum, datorită acestor pași pe care mama m-a pus să-i fac, sunt o persoană independentă și fericită. Adesea mă mai și supăr. Nu par acum, pentru că acum vorbim și despre lucruri frumoase și suntem aici într-o companie extraordinară și ne simțim tot așa, cum am zis, ca în familie. Dar sigur că da, viața aduce și provocări, aduce și supărări și mai plâng când nu-mi iese ceva. Mă supăr atât de tare, dar trece la mine trece foarte repede, eu nu țin mult supărarea că am dureri în corp așa când mă supăr și parcă nu vreau să mă mai doară. Petra, într-o zi vei avea un copil cu siguranță. Eu sunt curios ce vei răspunde la întrebarea, mami, tu de ce nu vezi? Dacă vă spun câteodată ce lucruri invidiez, vă veți schimba total opinia despre mine. Hai, spune-mi o invidie. Vrem să fim siguri că ești om și nu ești înger. Sunt, nu. Și îmi place foarte mult când copiii întreabă tare așa, dar doamna asta de ce merge așa cu bastă, cu voce așa înalte și părinții, taci, taci, taci. Tu nu ești supărată pe Dumnezeu să te gândești de ce, Doamne, sunt așa, de ce nu văd? Să te gândești de ce a îngăduit Dumnezeu ca tu să fii nevăzătoare. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru că mi-a dat mult mai mult decât spune lumea poate că mi-a luat. Mi-a dat în primul rând o misiune și iată că și acum ea se împlinește. Mi-a dat să pot să încurajez pe alții cu și fără dizabilități. Mi-a dat independență, mi-a dat curaj. Pentru Petra sunt florile astea, am emoții. Acum sosește la podcast, abia aștept să... Petra, cât de mult mă bucur să te revedem! Bun găsit! Și eu Uite, mă bucur să fiu aici! Chiar dacă nu poți vedea acești trandafiri în formă de apreciere și respect, cursanții de la atelierele Ilbach s-au gândit să-ți ofere un buchet de trandafiri. Uite! Mulțumesc din suflet, mulțumesc! Da, și nu-ți imaginezi, deci, locația asta, lustrele, absolut tot. Am venit într-un loc minunat să filmăm acest podcast. Leodom se numește. Chiar dacă nu-l vezi, nu-ți imaginezi, e fabulos locul. Cum te simți? Ai emoții? Ești pregătită? Am puține emoții, dar sunt emoții bune și constructive și mulțumesc tuturor pentru această organizare, pentru acest loc, pentru buchet și pentru toată frumusețea care o să se întâmple aici. Promit că o să fie frumos. Eu zic că avem multe întrebări pentru tine. Le aștept cu multă nerăbdare. Eu zic să mergem, Iosif. Hai să mergem și să filmăm. Să fiți pe fază. Hai să mergem. Da. Aici am pregătit locul. Da. Aici va fi fotoliul tău, să pui tu mâna. Jos, cu grijă. Exact. Acolo este fotoliu, e un fotoliu regal. O să stea atât de bine. Hai, Iosif, să luăm și noi loc. Și acum avem o masă. O să așezăm florile. Mulțumesc. Și să ne pregătim să începem. Doamne, avem atâtea întrebări. Abia aștept întrebările. Ești gata, Iosif? Gata, Beni, hai să pregătim intro-ul. Hai să începem. Bine ai venit la podcastul pe care cu siguranță nu-l vei uita prea curând. Podcastul unde lumina se întâlnește cu întunericul, iar puterea cunoașterii depășește orice obstacol. Noi suntem graurii. Suntem gemeni, cred că se observă asta. Iar dacă eu o să mai intru peste el sau o să ne ciondănim, ăștia sunt gemeni. Da, ne scuzați. Cert este că astăzi, în acest episod, o să cunoașteți o femeie remarcabilă, un invitat care a cucerit inimile a milioane de oameni. Am făcut recent niște TikTok-uri, am întâlnit-o pe următoarea invitată pe stradă. Da. Și am postat TikTok-urile astea. Cine credeți? Petra Pintelei, o femeie care știe 6 limbi,
și nu vede, vede doar 5%. Dar ea este o stea care strălucește în întuneric. Bine ai venit la podcastul Graurii, Petra Pintelei. Bună, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Petra, eu sunt curios dacă tu ai emoții. Sincer, noi suntem plini de emoție. Sincer, și eu sunt, am emoții, sper să fie constructive, dar chiar simt că sunt emoționată și foarte fericită totodată să fiu aici. Adică sunt niște emoții pline de bucurie, aș putea Petra, ție-ți vine să crezi cum ne-am cunoscut noi? Nu-mi vine să cred, nici, adică este ca un vis, a fost totul ca un vis, pentru că, dacă îmi permit să povestesc, mergeam efectiv pe stradă și m-ați oprit ca să-mi dați ceva dulce să gust. Eu nu credeam că discuția noastră de atunci și întâmplarea fericită cu dulciurile va atrage o asemenea reacție. De fapt, vreau să încep chiar prin a spune că nu am știut că mi se ia un interviu în acel moment. Pentru că eu ca persoană, eu sunt o persoană nevăzătoare, după cum probabil deja știți, și ca persoană nevăzătoare, adesea mergând pe stradă folosind un baston de orientare, mi se pun întrebări, oamenii mă mai întreabă așa, pur și simplu, ce problemă ai, nu vezi, cum e viața pentru tine, și eu am crezut că voi sunteți doar curioși și că întrebările acestea sunt puse așa, pur și simplu, ca să ne cunoaștem. Și cred că acest lucru a declanșat vizualizările pe TikTok, pentru că eu mă simțeam nu ca la un interviu, ci ca într-o discuție între prieteni, pur și simplu. Am simțit o prietenie și o apropiere și am vorbit deschis, efectiv, ca și cum aș vorbi cu un apropiat. Noi ne cunoaștem, Iosif, cu Petra de o săptămână. Am întâlnit-o pe stradă și ce vreau să spun pentru telespectatori este că noi... Este surioara noastră. Da, este surioara noastră. Ea a zis acum că suntem așa, ca niște frățiori, ne-am împrietenit. Ce vreau să spun este că noi în acea ocazie ne-am despărțit de Petra fără a-i lua un contact, fără a-i lua un număr de telefon. Noi am postat videoclipurile pe TikTok, milioane de oameni au văzut și ne gândeam noi, bă, dar cum ajungem din nou la ea să-i spunem de fenomenul pe care l-a stârnit pe online? Și cineva ne-a oferit contactul, a zis, uitați, căutați-o pe Instagram că are numele Petra Iuliana Pintelei și în felul acesta am intrat în contact cu ea și ne-a spus Petra, m-am bucurat atât de mult, nici nu știam ce urmează, nici măcar n-am știut că îmi luați un interviu. Da. Da, și eu am aflat de la alte persoane, de la familia mea, de la prietenii mei, am aflat că sunt foarte multe vizualizări și distribuiri pe TikTok și nu numai, pe mai multe rețele de socializare. Eu, nefiind nu neapărat că nu sunt urmăritoare, dar nu postez foarte mult, nu creez conținut, nu sunt o persoană care să se priceapă în acest domeniu, dar cred că această postare a fost atât de bine integrată și apreciată de oameni pentru că tot ceea ce am făcut în acel moment, noi trei am făcut cu inima. Am vorbit și am postat cu inima. Petra, oamenii sunt fascinanți. Felul în care au comentat, de exemplu, țin minte un comentariu, se bucură în întuneric, iar alții plâng în lumină, a strâns peste 15.000 de like-uri. Deci, efectiv, oamenii sunt fascinanți. Nici nu mă puteam gândi că oamenii sunt atât de buni. Dar crede-mă, în miile de comentarii pe care le-am văzut, am încercat să găsesc un comentariu negativ. Dar este imposibil să găsești ceva negativ. Sunt curios ce a urmat pentru tine, Petra, faptul că tu mergi la muncă zilnic și nu știu exact cu ce mergi, cu autobuzul, cu metrou, te-au oprit oamenii pe stradă. Care a fost reacția oamenilor? Da, eu folosesc transportul în comun și sunt o persoană independentă în ceea ce privește călătoriile și deplasarea. Am învățat drumuri pe care le parcurg singură și, într-adevăr, foarte multă lume m-a oprit și mi-a spus, scuze că te întrerup, dar tu ești Petra de pe TikTok? Și bineînțeles că mi-am făcut mai mulți prieteni, am răspuns din nou la întrebări legate și de deficiența de vedere și de felul în care percep eu viața, dar știți ce m-a bucurat cel mai mult? Că multă lume mi-a spus
și pe stradă și pe oameni care m-au contactat, dintre cei care m-au contactat și mi-au trimis mesaje pe canalele mele de social media. Ceea ce mi-a plăcut mult și m-am simțit onorată, vreau să vă spun onorată, că multă lume mi-a spus m-ai motivat, m-ai făcut mai fericit, m-ai făcut să zâmbesc, m-ai făcut să simt că de fapt viața e frumoasă și că am și eu speranță și că oricând sunt mai trist mă gândesc la clipul tău. Chiar cineva mi-a spus că l-a și descărcat și îl păstrează pentru momentele de tristețe sau deznădejde și m-a onorat acest lucru. Ce chiar frumos! Uite, Petra, o să-ți citesc câteva comentarii. Am selectat aici o serie de comentarii care ne-au impresionat pe noi. Să vedem ce părere ai și tu. În primul rând, acel comentariu pe care l-a menționat și fratele meu. Petra se bucură în întuneric, iar alții plâng în lumină. Un alt comentariu. Cred că este cel mai frumos om pe care eu l-am văzut în viață. Altcineva spune, cu asemenea cuvinte îmi dispare sentimentul de nemulțumire. Un înger printre oameni. Fericiți sunt cei ce nu văd pentru că ei îl pot vedea pe Dumnezeu. Ce frumos! Altcineva spune, trebuie salvat acest clip și de câte ori suntem supărați pe ceva banal să ne uităm la acest clip. Și un ultim comentariu, ce vede Petra cu sufletul, nu văd 100 de ochi. Sunt multe comentarii, sunt 10.000 de comentarii. Ce zici de aceste comentarii? Sunt impresionată, sincer, că oamenii își deschid totuși sufletul și chiar și eu nu am știut ce se întâmplă atunci și după cum am mai spus, m-a onorat faptul că am dat atâta speranță. Dar să știți că și mie îmi dă speranță omenirea când văd că lumea reacționează la lucruri care țin și de partea asta a sufletului, a deschiderii sufletește, a inimii, a sentimentelor, pentru că, din păcate, și eu simt și vă spun foarte sincer, simt că suntem de obicei tot timpul pe fugă sau suntem supărați sau viața asta concretă uneori ne copleșește cu toate responsabilitățile pe care le avem. Și simt și îndreptarea asta spre partea materială, spre neajunsurile materiale, spre dorințele pe care multă lume le are, mai ales pe partea asta de internet, unde lucrurile sunt vizuale, sunt preponderent vizuale. Și uite, când ceva de genul acesta, nu neapărat că am fost eu acea persoană, dar când se deschide lumea și spre altceva, simt că, uite, nu suntem așa de răi pe cât se spune sau pe cât se propagă că lumea e rea sau că e materialistă sau... Pentru că, uite, oamenii se îndreaptă și spre aceste lucruri care au ieșit așa ca o minune nepregătită, negândită, pur și simplu neașteptată. Și dacă lumea a reacționat la acest lucru, înseamnă că, de fapt, chiar suntem mai... Nu știu dacă pot eu să spun, dacă sunt eu în măsură să spun că suntem mai buni decât... Pentru că cine sunt eu să măsor gradul de bunătate al oamenilor? Dar iată că suntem receptivi și asta înseamnă mult. Petra, avem atât de multe lucruri să te întrebăm. Vrem să-ți aflăm povestea pe larg. Dar în primul rând eu am fost impresionat. De asta spuneam și spuneai și tu, Iosif, că e un înger. Pentru că aproape e ireal... Să zic așa, când te uiți la CV-ul ei, la realizările ei și în cele din urmă să te gândești că este o fată care nu vede. Deci Petra nu vede, dar ea cunoaște 6 limbi străine. Atenție, 6 limbi. Deci păi 6 limbi. Noi nici nu știm nici 3 limbi. Da. Imaginează-ți. Hai să vedem ce limbi străine vorbești. Vorbesc engleză, spaniolă, rusă, turcă, portugheză și franceză. Wow. Le țin în minte. Impresionant. 6 limbi străine, Iosif. Da, da, nu, hai să vedem în primul rând de ce ai învățat atât de multe limbi și cum ai reușit. Sigur. De mică m-au fascinat, bineînțeles, sunetele, pentru că am crescut cu... Eu fiind nevăzătoare din naștere, ca să o luăm așa, sunt una dintre persoanele nevăzătoare al cărei simț auditiv a preluat foarte mult din ceea ce văzul trebuia să ofere. Și atunci sunetele și sunetele diferite, mai ales cele ale limbilor străine și, bineînțeles, și muzica,
au fost, cum ar veni, lumea mea de imaginație, de joacă, de împlinirea dorințelor. Și până la urmă, acest lucru a fost transformat și în cursuri de limbi străine, pentru că mama mea, pe care o apreciez foarte mult și care a ținut foarte mult la educația mea, a văzut că am acest talent și potențial de a învăța. Și de mică m-a expus limbii engleze, limbii spaniole, limbilor străine și atunci am învățat să mă exprim mai ușor pentru că le-am învățat de copil și mi-a fost mai simplu să le integrez în viața mea de zi cu zi. Și bineînțeles, ca adult, învățând și la facultate și mergând la diverse cursuri de limbi străine, am prins și partea aceasta de gramatică, de structură lingvistică și adică a trecut de nivelul poveștii și a ajuns și la nivelul acesta de structură. Și întotdeauna știu că pentru a aprofunda o limbă străină trebuie să o și exersezi, astfel încât nu contenesc din a asculta tot felul de lucruri de la știri, la cărți audio, la povești, la muzică, în limbile străine pe care le cunosc și pe care întotdeauna doresc să le aprofundez. Pentru că mă întreba cineva la un moment dat, tu știi o limbă străină la perfecție? Și eu am întrebat ce înseamnă de fapt la perfecție, pentru că limbile străine evoluează constant și întotdeauna trebuie să aprofundate ca și viața, de fapt. Nu poți să spui că ai ajuns undeva. Este o muncă ce trebuie depusă constant. Deci e clar, Beni Petrei nu este greu să meargă nicio țară, pentru că ea știe absolut multe limbi și nu îi va fi foarte greu. În cazul ăsta, bine, sunt curios, cum arată o zi din viața Petrei și cum arată, de exemplu, nu știu, mă gândesc în viața de zi cu zi, un nevăzător, probabil te gândești că este greu. Dar ție nu ți este greu deloc și sunt curios cum arată viața ta. Da, totul a pornit de la faptul că eu am dorit să fiu o persoană independentă. A fi o persoană independentă nu înseamnă doar să înveți să, ca nevăzător să mergi, de exemplu, pe stradă cu un baston alb sau să... sau să înveți, nu știu, să termine o facultate. A fi independent înseamnă a-ți trăi viața cu toate cele pe care viața ți le pune ca provocări sau ca încercări sau ca experiențe. Și atunci, o zi tipică din viața mea arată în felul următor. Mă trezesc de dimineață și îmi fac rutina zilnică și mă pregătesc pentru muncă. Eu sunt angajată, lucrez în Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Sunt funcționar public. Asta înseamnă că, pe scurt, fac hârtii, pe larg mă ocup de tot ceea ce înseamnă informații în domeniul persoanelor cu dizabilități, proiecte sociale, informații despre lege, despre drepturi pe care le transmit atât oamenilor cât și structurilor cu care comunicăm. Și lucrezi pe un calculator sau cum? Sigur, și de aceea îți voi spune despre această zi, din zi tipică de muncă, pentru că după ce mă trezesc și mă duc spre acest serviciu, acest loc în care lucrez, fac asta cu transportul în comun, folosesc metroul, merg cu un baston alb care și vibrează și îmi semnalează de la o anumită distanță, deci de la un anumit număr de pași, obiectele din jurul meu. Eu îmi număr pașii cu un metronom pe care îl țin într-o cască, unde am și un GPS și mă mai orientez în acest fel. Plus că deja eu am mulți colegi cu care îmi coordonez drumul și ne găsim pe la metrou sau prin diverse locuri din apropierea locului de muncă și mergem împreună. Deci aici contează și factorul tehnologie și factorul social, pentru că bineînțeles că trebuie să am o relație bună cu oamenii din jurul meu și din apropierea mea.
La muncă folosesc un laptop care are comandă vocală, îi dau comenzi și îmi citește tot ceea ce am pe ecran. Știu să scriu pe tastatură, am învățat din școală tastele și îmi desfășor activitatea până când trebuie să plec spre casă. Și după muncă, bineînțeles că mai am și alte activități, fac sport, de obicei mă duc la sală, pentru că eu iubesc mișcarea. Am înțeles că faci și arte marțiale, deci să ne fie frică, nu? Nu, eu sunt pacifistă. Artele marțiale pentru mine au însemnat și o oportunitate de a mă mișca și de a percepe spațiul diferit și chiar de a învăța mai multe decât nu înseamnă să te lupți, tocmai înseamnă să înveți să-ți controlezi reflexele, să, de fapt, să comunici cu cel de lângă tine, de fapt înseamnă să eviți violența. Deci vii de la muncă, da, mergi și la sală și ce altceva mai faci? Îmi place să fac plimbări când vremea este drăguță, să mă plimb. Îmi place să ascult cărți audio în timpul liber, pentru că este o mică evadare așa din lumea responsabilităților. Așa. Practic, din ce ne spui, aproape că îmi spui despre o persoană absolut normală. Merge la muncă. Păi eu sunt o persoană absolut normală. Da, știu, dar ideea asta când cineva îți spune, măi, eu nu văd, te gândești, ok, dar ea are probabil viața total diferită de a mea. Exact. Adică nu are rutina unui om care poate Sigur vede. Dar și eu sunt curios cât de greu ți-a fost să te adaptezi volumului de muncă, probabil șefilor, cum te percep colegii de muncă. Da. Este un lucru despre care vreau să vorbim puțin, pentru că dincolo de dizabilitate și dincolo de faptul că eu mi-am adaptat, să zicem, munca, pentru oricine știu că este greu să ai un loc de muncă stabil, unde trebuie să te înțelegi cu colegii, cu șefii, să îți faci sarcinile de serviciu sau ceea ce ți se dă de făcut la timp și bine. Deci pentru toată lumea este o provocare până la urmă, chiar dacă spunem nu te plânge sau nu contează, trebuie să muncești. Este o provocare și eu chiar îi apreciez pe toți oamenii cu sau fără dizabilități care au un loc de muncă stabil sau care se întreabă ce să facă mai departe, pentru că este foarte greu să fii adult. Ajungi acasă, ce mănânci, ce eventual poate gătești, mergi în bucătărie, cum procedezi? Întâi să răspund puțin la faptul că pentru mine, la muncă, a fost mai complicat la început să mă adaptez, a trebuit să am o comunicare foarte bună și de aceea vin cu un mic mesaj către toți angajatorii din sistemul privat sau public, care doresc să colaboreze cu persoane cu dizabilități, să aibă răbdare și o bună comunicare. Prin comunicare, poate la început va fi mai dificil sau va fi mai, cum să spun, nu se vor rezolva toate din prima, deadline-ul nu o să fie atins sau, nu știu, obiectivele poate nu vor fi cele așteptate, dar cu răbdare și cu comunicare, pentru că toți suntem diferiți între noi, totul în timp se va așeza și veți vedea că persoana cu dizabilități angajată e întotdeauna doritoare să fie integrată și să muncească și va face un efort dublu, dacă nu triplu. Deci încurajez angajarea persoanelor cu dizabilități. Și referitor la ziua mea de muncă și la timpul pe care îl petrec acasă, gătitul pentru mine este mai mult așa ca o joacă, nu gătesc serios, nu este ceva la care sunt talentată sau recunosc că nici nu prea mi-am dat silința, dar sunt o persoană gurmandă și nu spun asta la modul pentru că îmi place să mănânc mult, dar îmi place să mănânc din diverse bucătării, să gust din toate bucătăriile lumii. Mâncare asiatică, mâncare orientală, dulciuri, sunt o mare fană a dulciurilor. Eu nu pot să mănânc produse care conțin gluten și atunci trebuie și un pic de atenție și acolo. Dar, da, recunosc că încerc să mănânc cât mai sănătos, pentru că, într-adevăr,
fac și sport și este foarte important pentru sănătate, dar viciul meu este zahărul și aici, din păcate, de cele mai multe ori nu mă abțin așa cum poate ar trebui, nu? Să înțeleg că atunci când ne-ai spus că te-am întrebat pe TikTok atunci, dacă ai vedea pentru prima dată, ce vrea să vezi în fața ta? Ne gândeam la un alt fel de răspuns, la orice alt răspuns, dar tu ai zis un tort mare și e foarte interesant. Sunt curios cum vezi un tort, cum îl percepi? Da, pentru că voi m-ați momit atunci cu dulciurile și eram așa vrăjită de gustul bun al produselor pe care le-am gustat atunci, pentru că erau și produse vegane și mâncarea vegană ți-o imaginezi ca fiind mai fără gust, așa, dar acele dulciuri erau extraordinare, nici n-ai fi spus că sunt vegane. Și te-ai dus cu ele acasă și ai spus, eu le iau cu mine, o să le mănânc pe toate. Da, le-ai mâncat? Sigur că da, chiar în acea zi. Okay. Le-am epuizat imediat, nu? Îți plac dulciurile din copilărie sau din totdeauna ți-au plăcut? Da, din totdeauna și chiar am spus și din păcate, da, e viciul meu, nu pot să renunț la ciocolată, la torturi, cum îmi imaginez eu un tort. Am auzit, mie îmi place foarte mult să mi se descrie ceea ce este în jur. Multă lume mă întreabă, cum îți imaginezi tu ceea ce ți se descrie? Și chiar dacă, pentru că eu sunt nevăzătoare din naștere, chiar dacă nu-mi pot imagina concret, totuși se formează ceva. Nu pot să descriu nici eu la rândul meu cum îmi imaginez. Dar un tort mare, am auzit că multe prăjituri și torturi sunt spectaculoase, arată spectaculos, arată bine aranjate. Și de ce să nu aud și eu? Îmi place când îmi descrie lumea că ceva este aranjat sau decorat cu floricele sau scrie ceva pe acel tort sau este o poză sau da, ceva. Uite, apropo aranjat. De imaginat, da. Pentru faptul că tu niciodată nu ai văzut, tu ai capacitatea de a-ți imagina lucruri, de a crea imagini. Noi nevăzătorii din naștere, și eu mă număr printre aceia, știm foarte multe cuvinte, pentru că noi învățăm auditiv și avem multe cuvinte în minte și ne imaginăm tot auditiv cumva, asociind cu cuvintele pe care le cunoaștem, dar uneori nu se potrivesc cu ceea ce, de exemplu, dacă am un obiect, de exemplu, dacă am un creion, da. Și cineva îmi povestește despre un creion și apoi mi-l dă să-l pipăi, poate mi l-am imaginat în minte altfel decât el arată. Acum, nu toate lucrurile sunt palpabile tactil, că nu pot să ating, de exemplu, îmi imaginam că palmierii sunt foarte mici. Și când am fost într-o călătorie pe o insulă, am pus mâna pe un trunchi de palmier și mi s-a spus cam cât de înalt ar fi și am zis, dar eu nu cred că e palmier, poate e altceva, că eu mi-l imaginam altfel. Uite că tot ai spus despre insulă, da. Din ce știm, tu ai călătorit în peste 20 de țări. Da. De multe ori și singură. Da, da, și singură, și îți dai seama, singură. Și da. Ai vizitat toată America, dar ai fost și pe o insulă undeva prin Oceanul Indian. Da. Și sunt curios ce ai făcut acolo. Se numește Insula Reunion, este pe lângă Madagascar. Eu nici nu, apropo de imaginație, nu știam exact pe glob cam unde este, așa, din punct de vedere al geografiei. Noroc că am un glob tactil din ăla pe acasă și mi-a arătat mama cam pe unde ar fi, cât de departe ar fi. Am fost la un proiect, eu am fost la foarte multe proiecte europene, prin Erasmus+, proiecte de educație non-formală. Iar acolo am fost la un proiect la care s-a discutat despre angajatori, angajați, locuri de muncă și cum se adaptează munca la diferite zone geografice. Și acea zonă geografică, Insula Reunion, este totuși foarte frumoasă vizual, dar este un loc ostil pentru că are puține porțiuni populate și urbanizate, dar o mare parte a acestei insule este o junglă cu multe microclime. Deci am învățat și eu acolo ce înseamnă o microclimă. Ce mi s-a părut interesant din această călătorie, am înțeles că ai urcat pe un munte la 3000 de metri înălțime. Exact, că una dintre experiențele propuse pe acea insulă a fost și să... E o insulă care are și plajă și munte.
și ni s-a spus cine dorește să vină în această drumeție. Eu vă spun sincer că deși fac sport, eu pe munte n-am mai urcat până atunci. N-a fost cel mai greu. Traseul a fost unul lung, dar nu a fost unul foarte, că am întrebat dinainte totuși despre echilibru și așa. Și cu prietenii de acolo, împreună, încet, încet, hai să vedem până unde ajungem. Și am prins a doua zi răsăritul în vârful muntelui. Vârful și... înzăpezit. Da, Piton de Neș se numește, vârful înzăpezit. Dar nu e zăpadă pe el. Nu este, este de fapt un munte vulcanic. Și am simțit că multă lume este, dar tu ca, chiar cei din grup mă întrebau, dar tu, ție nu ți-a fost frică, tu fiind nevăzătoare și așa? Și am spus, dar care este legătura între a fi nevăzător? Nu contează, trebuie pur și simplu să... Eu am vrut să am această experiență. Îmi plac foarte mult experiențele noi și faptul că am fost acolo alături de ceilalți m-a făcut să trecem de bariera dizabilității. Și am spus că e extraordinar, nu mi-a fost frică, am fost împreună cu toții, ne-am încurajat, am povestit pe drum, nu am simțit nicio diferență între mine și restul grupului. Mi se pare că vorbești cu atâta seninătate, chiar și atunci când folosești termenul nevăzător, și sunt tare curios dacă, nu știu, ție ți-a fost vreodată rușine sau ți este rușine cu faptul că ești nevăzătoare, să te simți așa, nu știu... stânjenită, poate de, în societate stăgnește, aoleu, nu, mie rușine să... De exemplu, sunt multe persoane, întreb asta cu un scop, sunt multe persoane, special fete, care arată într-un anumit fel și din cauza că arată într-un fel în care poate nu se simt bine în pielea lor, le e rușine să iasă în societate și se simt stigmatizate, au o încredere în sine foarte scăzută, o stimă de sine scăzută. Cum ești tu cu ideea asta că ești nevăzătoare și cum stai la capitolul încredere în sine? Da, este o întrebare foarte profundă, pentru că eu fiind așa de copil, nu prea, adică mai târziu am înțeles că e de fapt o diferență mai mare între mine și alte persoane. De copil eu am fost foarte prietenoasă, nu prea m-am identificat cu a fi nevăzătoare pentru că nu prea am știut ce înseamnă acest lucru. Însă și eu am poate momente când și din cauza deficienței de vedere, dar poate chiar am o zi în care nu vreau să ies nici eu printre oameni sau și eu mă simt, nu mă simt bine în acea zi, nu mă simt prezentabilă, de exemplu, chiar și fizic, poate chiar simt că nu m-am îmbrăcat bine în ziua aceea sau nu m-am aranjat suficient sau ceva. Eu cred că nu este de judecat acest lucru. Din păcate, suntem plini de așteptări și de stigmă cu toții, o simt și eu. Simt și oameni ostili, nu doar oameni care apreciază faptul că am depășit handicapul sau, cum se spune, în mod mai generic. Dar eu vreau să le spun tuturor că, până la urmă, uneori poți să treci și neobservat sau chiar dacă ești observat, până la urmă e important să trăiești și fiecare zi trăită în care nu te ferești, e o zi câștigată pentru tine, nu pentru alte persoane. Și eu încerc să mă gândesc la altceva, dacă îmi vin în minte gânduri de acest gen. Pentru că încerc să am încredere în mine, dar sunt și eu om și nu sunt privată de anxietate sau de teamă. Sau le am și eu. Nu mi-e rușine cu handicapul, asta este clar. Eu asta, așa sunt, mă definește. Nu mi-este rușine, din contră, uite că poate că mi-a dat Dumnezeu această misiune să fac ceva pentru oameni, să transmit astăzi un mesaj alături de voi. Deci poate fi și o binecuvântare și poate noi putem să ne folosim diferențele pentru a crea ceva mai frumos în jurul nostru. Să ne gândim și la asta. Foarte frumos, Petra. Eu sunt curios cine te-a machiat în dimineața asta. Eu. Singură. Cum e posibil? Adică cum, de unde știi unde să pui machiajul? Cum percepi tu machiajul? Cum te vezi nemachiată? Cum te vezi machiată? Da,
Eu am vrut dintotdeauna să mă machiez, auzind despre machiaj. Eu nu prea știu diferența, adică simt pe față tactil, așa, când am machiaj și când nu am, dar nu-mi dau seama de impactul vizual, însă știu că este foarte puternic și am vrut să învăț acest lucru. Nu pot să fac machiaj elaborat, de exemplu, am înțeles că sunt îmbinări de culori, că sunt tot felul de trucuri din astea, apropo de internet, chiar pe TikTok și pe toate rețelele de socializare, sunt foarte multe persoane care învață să creeze machiaj elaborat în viața de zi cu zi, însă am vrut și eu, asta mă face să mă simt mai integrată, am vrut să învăț și am învățat să fac un machiaj de zi, să zicem, nu foarte elaborat, dar cât să fiu și eu acolo. Da, cum, da. Cum îți alegi culorile? De exemplu, cum vezi tu culorile în mintea ta? La culori, pentru machiaj, cer ajutor, într-adevăr. Mama mea, în primul rând, este o persoană foarte vizuală și are un simț al culorii și al stilului foarte bun. Am încredere întotdeauna în ceea ce mă sfătuiește ea să aleg sau să port. Mai am prietene care, bineînțeles, sunt acolo alături de mine și îmi aleg culorile. Dar să aplic machiajul am învățat eu în mod tactil. Ca și cum deja am învățat să țin creionul, să țin mascara, să țin rujul. Și bineînțeles că și eu, când mai greșesc sau așa, mai întreb în jurul meu, uite, da, stă bine, pot să mai retușez sau... Dar am auzit că și persoanele văzătoare se mai întreabă între ele, deci nu e o diferență mare. Da, bine zici, fetele bine se întreabă zici. Și eu am întrebat o fată văzătoare, dar tu vezi, tu de ce întrebi? Nu știam că... Da, eu nu știam că de fapt ai nevoie de... Dar asta m-a făcut să mă simt De multe ori avem nevoie de confirmarea celuilalt, da, ca să dar vedem să știi dacă... că m-a făcut să mă simt integrată chestia asta, că zic, a, dacă întreabă și ele, e ok atunci. Nu înseamnă că fac eu catastrofe, că dacă întreba și... Petra, ești minunată. Eu sunt curios că ai spus de mama ta. Cum ți-o imaginezi pe mama ta? Mama este cea mai frumoasă doamnă pe care am văzut-o vreodată și spun am văzut-o pentru că eu pe mama o văd într-un anume fel. Este o persoană foarte elegantă, în primul rând, și prezentabilă. Are gust, are finețe și are o voce superbă când vorbește și când citește. Ea de mică îmi citea foarte mult, îmi citea de toate, de la povești până la ce scrie pe indicatoare, pe străzi, pe, de exemplu, dacă era o stradă și scria cine a fost persoana după care s-a dat numele străzii, mama îmi citea, mă informa. Descrie foarte frumos, întotdeauna mi-a descris persoanele din jur, locurile în care suntem. Ea m-a învățat să fiu dependentă de descrieri auditive și această voce a ei întotdeauna mă călăuzește și cu sfaturi și cu descrieri și cu glume. Este o persoană care râde foarte mult, are și mult umor, dar... De la ea sper întotdeauna să port cu mine eleganța și feminitatea și frumusețea. Și de asta spun că e cea mai frumoasă doamnă pe care am văzut-o vreodată și pentru ea îmi permit să spun că am văzut-o și pe care o văd întotdeauna. Ce frumos vorbești despre mama ta, dar mă gândesc ce înseamnă pentru o mamă, pentru un tată, ce înseamnă pentru un părinte să aibă probabil un copil cu dizabilități, un copil care poate nu vede. Mama mi-a spus așa că am întrebat-o, adult fiind, am întrebat-o cum a fost pentru tine copilăria mea, ce ai simțit când eram mică. Și mama mi-a zis în felul următor, față de alți părinți, eu am luat o altă, ca la GPS, reconfigurare traseu, pentru că mulți părinți caută partea aceasta strict medicală și a vindecării fizice a unui copil cu o dizabilitate fizică. Eu te-am dus la câțiva doctori, am aflat că diagnosticul momentan nu... că poți să ai alte talente, că poți să faci anumite lucruri și am vrut să merg foarte mult pe această parte de a te integra
în societate și de a te face o persoană independentă. Și mi-a spus, a fost greu pentru mine, a fost o provocare, dar întotdeauna ți-am urmărit talentele, te-am pus un pic și la muncă, nu mi-a ascuns acest lucru. Și întotdeauna, și este foarte bine, nu m-a amenajat, n-a zis, lasă că tu nu poți și asta este, nu. M-a provocat întotdeauna, dar nu cu duritate. Mi-a spus, tu poți să faci lucrurile astea, tu știi aceste lucruri, tu ai anumite abilități și ar fi păcat să nu încerci. Și atunci acest lucru m-a motivat mereu și de aceea pot să spun că mama a schimbat un pic paradigma părintelui unui copil cu dizabilități. Nu a fost doar de mers tot timpul în spitale și de menajat și de ferit de lume și de îngrijit așa constant. Nu. Și mi-a spus întotdeauna, m-a pus să mă duc singură în excursii de mică, excursii de o zi cu clasa, cu profesorii, dar mi-a spus, descurcă-te, întreabă, învață. Pentru că, uite, acum, datorită acestor pași pe care mama m-a pus să-i fac, sunt o persoană independentă și fericită. Și avem acum o relație extraordinară pe care multora le doresc să Petra, aibă. Și totuși puteai să spui aici, să spui, da, eu nu vreau să fac chestiile astea, pentru că eu sunt nevăzătoare, eu vreau să rămân acasă, eu nu vreau să fac nimic cu viața mea. Să fie resemnată. Exact. Dar ce te-a motivat? Ce ți-a dat putere să faci ceea ce, crede-mă, niciun om normal nu face uneori? Adică tu ai făcut ceva peste măsură. Mie întotdeauna mi-a plăcut să trăiesc și să am experiențe noi și să mă bucur de ele. Și am învățat că fără să muncești constant pentru asta, nu se poate schimba nimic în viață, nu pică nimic, nici măcar un miracol. Nu pică fără să ți-l dorești și fără să faci și tu ceva, să faci un pas în acest sens. Și atunci, pur și simplu, dar eu nici nu m-am gândit vreodată să zic, eu sunt așa, asta este, nu... Nici măcar nu mi-a trecut prin minte și acum mi-e greu să răspund la această întrebare pentru că n-a fost ceva la care... Nici n-a existat în vreun gând sau vreodată în viața mea de zi cu zi și de aceea nici nu știu ce să vă răspund, dragii mei frățiori, pentru că nu... Nici nu m-am gândit la deci asta. Deci tu când zici așa, mie îmi vine să te iau în brațe și să zic, vai, Doamne, hai să vedem, Iosif poate știe ce să-mi răspundă la următoarea întrebare. Petra, da. Tu nu ești supărată pe Dumnezeu să te gândești, de ce, Doamne, sunt așa? De ce nu văd? Să te gândești de ce a îngăduit Dumnezeu ca tu să fii nevăzătoare? Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru că mi-a dat mult mai mult decât spune lumea poate că mi-a luat. Mi-a dat în primul rând o misiune și iată că și acum ea se împlinește. Mi-a dat să pot să încurajez pe alții cu și fără dizabilități. Mi-a dat independență, mi-a dat curaj, mi-a dat o voce pe care pot să o folosesc și cu care pot să deschid uși și drumuri și pentru alții. Și cum să spun, Doamne, de ce mi-ai luat ceva sau cum să mă supăr eu pe Dumnezeu când El știe cel mai bine ce a vrut El să facă cu mine pe lumea asta. Îi mulțumesc în fiecare zi pentru tot ceea ce mi-a dat. Dar cum ți-l imaginezi pe Dumnezeu? Pentru că, ok, noi am mai văzut anumite filme cu Domnul Iisus, cu cerul, cu Dumnezeu. Dar cum ți-l imaginezi tu pe Dumnezeu? Ce înseamnă pentru tine Dumnezeu? Eu, sincer, adesea mă gândesc, Doamne, de exemplu, când sunt într-un moment de răscruce, când trebuie să iau o decizie, da? Mă tot gândesc ce să fac în momentul ăsta, dacă așa, bineînțeles, cu omenește, cu soluții, cu... Și la un moment dat simt aici în piept ceva care mă oprește. Și în momentul ăla nu mă mai gândesc la nimic și spun, Doamne, cred că Tu știi mai bine, cred că Tu vrei acum să-mi transmiți ceva. Și eu mi-l imaginez așa pe Dumnezeu, câteodată chiar simt cum mă ia în brațe așa și cum îmi spune, stai liniștită, că
sunt aici cu tine. Nu mi-l imaginez vizual, dar îmi imaginez o îmbrățișare atât de bună și de blândă și parcă în momentul ăla chiar pot să las totul și să efectiv să mă las pe mâna, cum zice lumea, să te lași în mâna Domnului, să te lași în nădejdea Lui. Și atunci totul, credeți-mă, în momentul în care spun, Doamne, știi Tu de ce, parcă chiar mă îmbrățișează și simt că nu sunt singură și în acel moment se rezolvă toate. Și decizia pe care o iau este întotdeauna cea mai bună. Uite, deci minunile sunt adevărate, credeți-mă. Petra, îți citeam adineauri niște comentarii și unul din comentarii spune așa: trebuie salvat acest clip și ori de câte ori suntem supărați pe ceva banal să ne uităm la acest clip. Mă gândesc la tine, tu pari așa senină, împlinită, fericită, adică dacă mă uit la tine mă inspir cu atitudinea ta. Dar eu sunt curios dacă tu plângi vreodată, dacă ești tristă. Cum să nu? Da, adesea mă mai și supăr. Nu par acum, pentru că acum vorbim și despre lucruri frumoase și suntem aici într-o companie extraordinară și ne simțim tot așa, cum am zis, ca în familie. Dar sigur că da, viața aduce și provocări, aduce și supărări și mai plâng, mai am momente, poți să ne spui așa, nu știu, niște momente în care ai plâns sau de ce ai fost supărată? Mă gândeam acum când ai spus, poți să ne exemplifici un plâns? Nu, acum nu se poate, acum doar lacrimi de fericire. Da. Exact, sunt curios de ce ar plânge sau de ce ar fi tristă, nu știu, da. Ce motive? Câteodată mă mai gândesc așa, de exemplu, uite, la muncă. Mă mai supăr dacă n-am făcut eu ceva bine, că și eu fac câteodată dezastru, dar întotdeauna caut să fac mai bine. Dar când nu-mi iese ceva, mă supăr atât de tare, dar trece foarte repede, eu nu țin mult supărarea, că am dureri în corp așa când mă supăr și parcă nu vreau să mă mai doară, dar câteodată așa mă supăr și zic, dar de ce iar? Dar nu mai vreau. Sau câteodată mie nu prea îmi place când lumea țipă și atunci plâng, la țipat plâng. Și, dar tot cu Dumnezeu, zic, Doamne, lasă că știi Tu mai bine, lasă că o să meargă, hai că o să se rezolve, hai că o să fie totul bine. Spuneai că uneori te superi atunci când nu-ți iese ceva, nu reușești să faci ceva bine la muncă sau cine știe în alt context, ești perfecționistă? Nu, dar câteodată nu mai vreau să o iau de la capăt, dar nu sunt perfecționistă, sunt, din contră, eu sunt o persoană adaptabilă, îmi place să mai adaptez lucrurile și dacă n-a ieșit perfect ceva din prima, vedem noi, mai modificăm, mai confecționăm. Eu sunt o persoană, mă consider o persoană mai creativă și am și lucruri spontane și nu sunt, dacă n-am mers pe un anumit tipic sau șablon, dar mă supăr când trebuie să, poate nu vreau să iau atunci de la capăt, să mai modific ceva, dar trece, tot zic, hai acum să vedem ce putem să facem și... Pentru foarte mulți dintre noi, a călătorii e ceva fascinant, te duci, cunoști culturi noi, vezi locuri noi, arhitectură poate diferită de cea din țara ta. Sunt curios ce înseamnă pentru tine să călătorești. Ai călătorit în peste 20 de țări, ai fost aproape în toate statele din America. Ce înseamnă pentru tine să călătorești? Cum te simți? Să vă spun sincer, când merg la drum, mai ales la drum lung și cu avionul și cu mai multe mijloace de transport, la început simt puțină teamă, dar și persoane, iară sunt integrată, că și persoanele fără dizabilități simt aceste mici temeri. Să nu pierd avionul, să fie tot în regulă, să ajung unde trebuie, să nu am probleme de comunicare cu persoanele cu care trebuie să mă întâlnesc în anumite locuri. Dar mă simt și fericită că merg într-o nouă aventură și mi se pare așa, tot așa, ca o poveste care se scrie așa cu fiecare zi. Și
simt, adică multă lume tot așa spune că dacă nu ai impactul vizual, ce simți? Simt mirosuri noi, aud întotdeauna vorbindu-se altă limbă în jurul meu, se aude altă muzică, se gustă alte mâncăruri, se simte ceva diferit în aer, nu trebuie să fie doar vizual. Și, după cum am mai spus, îmi place să mi se descrie arhitectura locului, chiar dacă nu mi-o pot imagina poate așa cum e ea în realitate. Dar simt că fac parte din tot ceea ce înseamnă acel întreg atunci când primesc și descrieri și vreau să vă împărtășesc ceva. Odată cineva mi-a spus că de ziua ta mă gândeam cum să-ți împachetez cadoul, că pentru tine oricum nu prea contează poate împachetarea. Și am zis, de ce să nu conteze și pentru mine? Vreau să fie la fel de frumos ca toate cadourile pe care le-ai împacheta pentru o persoană văzătoare, pentru că asta înseamnă mult mai mult decât pachetul în sine. Înseamnă pur și simplu ceea ce faci pentru cel de lângă tine și asta fac și eu. M-a învățat mama când fac un cadou să fie prezentat frumos și vizual și eu chiar uneori mă duc în locuri și rog oamenii să le împacheteze, să le pună fundiță și întreb, credeți că i-ar plăcea persoanei care va primi acest lucru? Sau, adică tot așa o chestiune de integrare și de vreau să fac parte din lucrurile astea. De asemenea, îmi plac culorile, chiar dacă nu le văd, nu contează. Îmi place uneori să fiu îmbrăcată colorat. Se simte într-un fel anume și tactil și aici în suflet, în piept. Adică sunt lucruri care poate pentru o persoană văzătoare sau, ca să zic așa, o persoană văzătoare poate considera că anumite lucruri sunt irelevante pentru mine. Dar eu spun, vin și spun, nu, nu, sunt aceleași lucruri relevante ca și pentru tine, sunt și pentru mine. Pentru că, de ce n-ar fi, nu? Eu sunt curios, Petra, tu ai deja un job, dar sunt curios, dacă erai văzătoare, ce ți-ai fi dorit să devii? Uite, când eram mică, voiam să fiu, nu știu, am vrut să fiu regină. Să știi că acum ești regină. Acum stai pe regină, stai pe un scaun regal. Deci, efectiv, e incredibil că ți-am îndeplinit visul. Mulțumesc! Sincer, tot în partea aceasta de administrație publică, în care să simt și eu că un mic aport, eu nu simt că schimb lumea sau lucruri din acestea mărețe, dar un job în care să aduc un mic aport oamenilor, pentru oamenii din jur, pentru cei de lângă mine, tot ceva în acest sens mi-ar fi plăcut să fac. Modul în care trăiești, modul în care vorbești, nu știu, înțelepciunea ta să știi că fără să-ți dai seama schimbi lumea și oamenii care se uită la noi acum și te ascultă, cu siguranță le schimbi viața. Sunt mulți care au zis, mi-am reconsiderat modul de a trăi după ce am ascultat-o pe Petra. Dar nu doar, era cineva care a comentat, a spus, nu, Petra nu e de pe pământ. Eu da. Nu am văzut până acum cineva da. Pe pământ să gândească și să vorbească așa. Exact. Nu, clar, Petra este un înger. Deci, clar, uite, și prin exprimare și prin felul în care da. Vorbește, emană atâta incredibil. Înțelepciune. Da. E extraordinar. Iosif. Beni, tu ai fost în depresie. Da, exact. De ce ai fost în depresie? Pentru că eu sunt curios, Petra, cum vede chestia asta. Asta voiam ca să-i spune, cum înțelege ea ideea asta de tristețe profundă, în așa fel încât poate unii ajung, poate să-și ia viața. Depresia, mai exact. Depresia, care e și supranumită boala secolului. Oh, Doamne, deci sunt atât de... Aici chiar mă întristez și eu când aud despre atâția oameni că au atâta nevoie de ajutor și că sunt atât de dărâmați de această boală și de aceste probleme pe care ți le... E de fapt și ea o dizabilitate în sine, pentru că îți îngrădește viața de zi cu zi. Ai bariere, lucruri care te opresc să faci lucrurile așa cum ți-ai dori, să faci tot ce ți-ai dori. Și eu o văd, eu nu pot să-i critic pe cei care trec prin această suferință sau prin această, să nu-i zicem suferință, să nu dramatizăm, prin această încercare. Dar dacă
dacă ajută cu ceva, măcar câtuși de puțin, ceea ce facem noi acum aici, eu, și dacă pot să mai fac ceva pentru persoane care, nu știu, trec prin această încercare, eu sunt aici cu inima deschisă și le doresc curaj, le doresc putere, le doresc credință, oricum vor ei să o perceapă această credință. Și dar le doresc oameni totuși să încerce să meargă, să ia fiecare zi așa cum e și să aibă încredere că se va întâmpla și ceva frumos. Sunt oameni, foarte mulți tineri care intră în depresie. Chiar recent o prietenă spune, uite, nu știu ce să-i spun unui prieten de-al meu care a fost căsătorit, are și copii, a divorțat, are 28 de ani și a intrat într-o depresie atât de profundă că de 8 luni nu mai iese din casă, stă cu părinții și efectiv nu știu cum să-l ajut să iasă din depresie. Ce le spui tu oamenilor care au ajuns într-un stadiu în care nu mai au nicio motivație probabil să trăiască? Eu aș vrea să le spun așa, dragilor, totuși, dacă încă mai suntem aici, mai avem un pic de treabă și e nevoie, avem și noi nevoie de voi, așa cum și voi aveți nevoie de noi. Avem nevoie unii de alții. Nu abandonați faptul că aveți încă ceva de spus, de făcut, trebuie să trăiți pentru ceva, nu există să nu ai pentru ce trăi, din punctul meu de vedere. Sigur că, din nou, nu judec, nu e o judecată, nu e un îndemn dur, nu este nimic spus cu răutate, pentru că cine sunt eu, nu, să judec. Dar eu asta cred, că dacă suntem cu toții aici, acum, încă mai avem un scop și încă mai avem ceva de făcut și nu este totul deprisos, așa că nu abandonați. Să ieșim puțin din atmosfera asta. Eu să ieșim, că exact. N-ai cum să nu te îndrăgostești de Petra. Și nu doar, imaginează-ți că eu, ok, nu e că mă dau la Petra sau ceva, dar ea se va căsători anul acesta și imaginez că ea era singură și eu aveam o discuție cu ea, o ieșire cu ea. N-ai cum să te îndrăgostești de un astfel de om, de un astfel de suflet. Aproape că îl divinizezi. Da, exact. Dar tu te căsătorești anul ăsta și eu sunt curios ce înseamnă pentru tine căsătoria și cum ți-ai ales bărbatul vieții tale, cum îl vezi pe bărbatul vieții tale. Oh, ce întrebare grea! Eu cred că la întrebarea asta răspunsul e mult mai simplu decât este întrebarea aceasta elaborată. E pur și simplu aici, în inimă, și e pur și simplu lucrare divină. Cred că toate conceptele, tot ceea ce spun oamenii despre, nu știu, cum să alegi, ce să alegi, că multă lume, chiar și pe rețelele de socializare, vorbește despre aceste lucruri, cred că orice cuvânt e deprisos. E doar ceea ce simți și încrederea în Dumnezeu că te va duce, dacă ai încredere în Dumnezeu, cred că te duce spre familia pe care ți-o dorești sau spre persoana care ți este menită și cred că acesta este răspunsul. Dar cum arată soțul tău? De ce l-ai ales? Pe baza căror criterii? De ce te-ai impresionat în așa fel încât să devină, acum este logodnic, va deveni soțul tău? Cum îl vezi tu? Pentru că spuneai că pe mama o văd într-un anumit fel. Pe soțul tău cum îl vezi? E atât de greu de descris. De ce? Tocmai pentru că sentimentele sunt atât de profunde încât trec peste cuvinte. Dar pot să vă spun așa că a vedea fizic nu și-are aici locul. Pentru că și pe mama, la fel o văd, cu alt fel de... Adică eu când folosesc cuvântul a vedea, văd cu alt fel de sentiment, nu numai cum arată. Nu am ales pe nimeni din jurul meu, nici prietenii, nici cei din familie, nici viitorul soț. Nimeni nu este ales pe un criteriu... Nici nu aș ști să vi descriu fizic pe acești oameni, de fapt. Pentru că pot să imit ce spun alții. Dar felul în care eu percep cu sentimentele pe care le am pentru ei,
și mai ales și pentru el, ca să zic așa, trece de cuvinte. De asta nici nu pot să le exprim. Nu am cuvintele la mine pentru că ele nu există în vocabularul nostru, deși e bogat și plin de cuvinte. Aceste sentimente sunt total peste. Cred că pentru faptul că la ea Iosif criteriul nu a fost unul vizual, da, ci a fost pur și simplu pe feeling, ceea ce simte, cred că e cu atât mai intens decât la un văzător. Și sunt tare curios ce înseamnă pentru tine a fi fidel, a fi infidel. Vedem că în societatea de astăzi sunt puține cupluri care ajung să îmbătrânească împreună. Dar tocmai asta voiam să întreb și eu, Benie, clar avem aceeași, serios? Același gând. Suntem gemeni. E clar, sunt doi gemeni și care gândesc la fel. Rata divorțului a crescut foarte mult în ultimul secol, să zic așa, în ultimul deceniu mai degrabă. Cum răspunzi tu la întrebarea aia? Nu mai suntem compatibili. Ce? Tu crezi că noi suntem compatibili? În ziua de azi, chiar ce că te căsătorești, doar după nici o lună, două, un an, nu mai suntem compatibili. Cum vezi tu chestia asta? Știți ce asta și pe mine mă întristează? Lumea e foarte supărată. Câteodată, în metrou, ascult oamenii. Când stau așa, am un drum mai lung cu metrou, ascult ce se vorbește în jurul meu. Și foarte multă lume, din păcate, vorbește despre certuri. Fie în casă, fie la muncă, fie... Este foarte multă ceartă și supărare. Din nou, eu nu pot să judec ce e în fiecare familie și, Doamne ferește, sunt oameni care trec prin niște greutăți și prin niște poveri sufletești atât de copleșitoare încât... Sper ca Dumnezeu să-i ajute pe toți să le depășească. Și de asta zic, nu pot să judec de ce lumea divorțează, dar un lucru vă spun sincer. E trist că lumea e atât de supărată și asta poate se reflectă și în casă. Neajunsurile, nemulțumirile, poate chiar boli, poate chiar dizabilități, poate chiar... probleme în familia extinsă, probleme la locul de muncă, presiunile astea sociale, că trebuie să, din păcate, vă spun foarte sincer, te obligă societatea să ai și bani, să ai și carieră, să ai și copii frumoși și realizați, să ai și o bună înțelegere în familie. Și când sunt atâtea presiuni, poate uneori nu le poți duce, nu le dorești, nu le vrei. Și cine știe, poate că și lucrul acesta influențează, nu știu, probleme de înțelegere în familii și destramă familii și face oamenii așa să se supere și să se certe. Dar eu îmi doresc ca cei care au mari poveri, în orice fel pot ei să le ajute Dumnezeu să treacă peste ele. Nu sunt în măsură să spun că oamenii n-ar trebui să divorțeze sau că... Pentru că nu pot să știu ce este în fiecare suflet și în fiecare familie, dar cu încredere în Dumnezeu toate poverile să fie așa, să fie mai ușoare, să-l lăsați să ducă și Dumnezeu din ele, că El le duce dacă îi permiteți. Una dintre marile probleme pe care le întâlnim în cuplurile de azi este gelozia. Eu sunt curios cum percep tu gelozia, pentru că, ok, eu am o parteneră și se uită în telefonul meu, vede că am primit un mesaj de la cineva. Sau, nu știu, vede că merg pe stradă și poate mă uit la cineva. Și îmi zice, de ce te uita la aia? De ce primi mesaj de la aia? Eu sunt curios cum vezi tu, cum percep tu gelozia, mai ales că... Asta cu mersul pe stradă și cu uitatul, poți să o faci lângă mine cât vrei, că eu nici nu observ și cu telefonul la fel. Uite, Dumnezeu, câteodată, apropo de și de întrebarea aceea cu ceea ce ți-a luat Dumnezeu și că ți-a luat vederea dacă ești mânioasă, uite că mi-a dat și să nu am poate aceste gânduri. Eu nu am gânduri de genul ăsta și nu prea le înțeleg, pentru că, din nou, sunt foarte multe concepte. Adică aud în jurul meu persoane care vorbesc despre, nu știu, s-a uitat prietenul meu la o fată sau prietena mea la un băiat, dar eu nu prea înțeleg întotdeauna ce înseamnă sau cum arăta persoana la care s-a uitat. Sau
asta cu uitat un telefon, iar eu nu mă pot uita în telefonul nimănui. Și asta nu numai în cupluri, și colegi între ei știu că se mai uită. Ia uite ce a făcut, nu știu care, se uita pe Facebook sau lucruri din astea care, nu știu, nu, eu nu prea le înțeleg, le aud, le imit și eu, le repet după oameni. Dar ce înseamnă în sine și ce pot să provoace, ce tumult pot să-ți provoace în suflet, că am auzit că lumea e foarte afectată emoțional când vorbește despre aceste lucruri și se supără și îi întristează, îi afectează. Nu sunt în măsură să comentez pentru că acestea sunt concepte pe care nu pot să le înțeleg întru totul și atunci... M-a ferit Dumnezeu. Eu sunt curios, cum percepi tu binele și răul? Sau cum îți dai seama că omul de lângă tine este un om bun și simți asta? Sau pe ce te bazezi? Da, mai ales că trăim simt, într-o societate foarte superficială și oamenii pot fi foarte diplomați, oficiali, dar în realitate cine știe dacă omul acela este cu adevărat un om bun? Eu simt când un om îmi spune ceva cu foarte mult drag din inimă și când o spune de complezență. Și să știți că simt și că oamenii s-au mai uitat și urât la mine. Eu le mulțumesc tuturor celor care au scris atât de frumos după acele videoclipuri pe TikTok și așa. Dar să știți că am mai simțit și priviri ostile și oameni cărora nu le plăcea să vadă o persoană cu dizabilități. Și chiar dacă nu văd că te uiți urât la mine... Se simte, simte așa ca o durere în piept, simt că trebuie să evit anumite persoane după tonul vocii, apropo, pentru că pentru mine, v-am spus, țipetele mă deranjează, tonul vocii înseamnă foarte mult și unele persoane nu-și dau seama când au un ton ostil sau poate conflictual. Eu îl simt înainte altora și încerc să-l evit pe cât posibil. Deci nu ești... Multă lume mi-a mai spus, apropo de asta, că nu văd în telefoane și nu mă afectează, dar nu sunt întru totul ferită de, să zicem, anumite răutăți sau... Și nici eu nu pot să spun despre mine acum, că vă mulțumesc pentru toate lucrurile frumoase. Dar, ce să zic, și eu poate uneori mai am mici invidii și mă supăr pe mine când le am. Mai invidiez și eu... persoane uneori sau gânduri negative, dar Dar ce fel supără. De invidie? Eventual invidia că poate altcineva vede și tu nu vezi sau ce? Nu pe asta. Dar ce invidie? La câte lucruri înălțătoare am vorbit aici, dacă vă spun câteodată ce lucruri invidiez, vă veți schimba spune-ne, total opinia spune-ne. Despre mine. Hai spune-mi o invidie. Vrem să fim siguri că ești om și nu ești înger. Da, sunt. Și uite, câteodată invidiez și eu mici chestii materiale, cum ar fi excursiile. Știi? Dacă a ajuns cineva unde n-am ajuns eu, nu știu unde mi-aș dori, câteodată mă mai gândesc așa, dar de ce n-am ajuns dar și asta eu? Asta e invidie bună. Adică e bine să-ți dorești da, asta. E bine să-ți dorești. Și eu îmi doresc, dar câteodată v-am spus, tocmai pentru că sunt om, mai spun și eu, dar de ce n-am, uite, ce-a făcut, nu știu cine păi uite, să ajungă. Crede-ne după că acest noi... video, după acest video, crede-ne, vei ajunge oriunde îți dorești. Pentru să că, Dumnezeu, cu siguranță, te vor auzi oamenii în toată lumea și voi zice, hai, noi să organizăm. Sigur, dar primește invitații din Noua Zeelandă, din America, dar e deja a fost în America. Uite, eu am și eu o invidie, Iosif. Care? Ea a terminat două facultăți și un master, Iosif. Dar eu până la invidia aia am eu o altă întrebare. Care? Petra, într-o zi vei avea un copil, cu siguranță. Eu sunt curios ce vei răspunde la întrebarea, mami, tu de ce nu vezi? În primul rând vreau să mai spun ceva legat de aspectul cu invidia. Să știți că mă supăr mult pe mine când am aceste sentimente și încerc să lucrez cu ele în mod constant, pentru că la fel ca orice în viață, pentru mine, munca este constantă. Iar în ceea ce privește copiii, să știți că eu vorbesc cu mulți copii pe stradă. Copiii mă remarcă mai mult decât adulții. Și copiii sunt foarte dezinvolți și nu au acea diplomație și îmi place foarte mult când copiii întreabă tare așa, dar doamna asta de ce merge așa cu bastă, cu voce așa înalte și părinții, taci, taci, taci,
Stai că ți explic eu după aia. Da, doamna nu vede, așa tare, știi? Deci cu o voce așa tare, înaltă și se aude peste tot. Și, da, doamna nu vede? Sau... taci, nu mai spune așa tare că te aude doamna. Și părinții îi simt așa cum sunt foarte rușinați și foarte speriați să nu... Bine, oamenii vor să fie delicați. E, eu în acele momente întotdeauna mă întorc spre copii și le spun: bună, cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Petra și într-adevăr, uite, eu nu văd. Și asta înseamnă, le răspund la toate întrebările. Este foarte important să educăm copiii, pentru că dacă noi, și vă rog, pe cei care aveți copii, dragi părinți, dacă persoana cu dizabilități pe care o vedeți alături de copiii dumneavoastră este receptivă și comunicativă, vă rog să-i lăsați să întrebe orice doresc. Educând copiii și spunându-le că există printre noi și persoane care nu văd, persoane care nu aud, persoane care arată diferit, persoane care nu merg și așa mai departe, ei ca adulți nu vor mai avea aceste prejudecăți și bariere pe care adulții din ziua de azi le mai au, pentru că nu vor avea nici ostilități, nici multe întrebări stânjenitoare. Ei vor crește cu dizabilitatea ca fiind ceva printre noi, există printre noi. Persoana cu dizabilități este vizibilă, trăiește printre noi și asta este, ne intersectăm și cu o persoană cu dizabilități. Și dacă învățăm acest lucru din copilărie, va fi mult mai ușor de adulți, ca adulți, să integrăm persoana cu dizabilități, să o facem să fie parte din societate și nu vor mai fi niciun fel de stânjeneli. Deci, eu întotdeauna sunt foarte deschisă cu copiii și nu mă feresc niciodată. Chiar le spun și părinților, că părinții după aia își cer, ne cerem scuze pentru ce a întrebat. Nu vă cereți scuze, eu le mulțumesc copiilor că mă întreabă și acum sigur că pot fi persoane cu dizabilități care nu-și doresc să vorbească despre asta, nici cu copiii, nici cu adulții. Suntem oameni diferiți și nu toți trebuie să expunem aceste lucruri. Dar cu cei receptivi să vorbiți. Da, mulțumesc. Revin la faptul, Iosif, că sunt invidios pe ea. A făcut două facultăți, Iosif, și un master în diplomație. Ce alte facultăți ai făcut? Cum se numesc facultățile? Acum, asta este și voi sunteți gemeni și vă contrați și pe surioară o invidiați. Așa e cu frații ăștia. Avem și noi două facultăți, dar împreună, nu separat. Da. Bine, avem mai multe, acum, dar sunt începute și neterminate, că ne-am hotărât mai greu. Se pare că i-a știut acum exact. Acum să ne facem și de râs în familie, rușine să vă fie, dar glumesc. Facem și niște mici glumițe ca să... Eu sunt și o persoană cu care îi place foarte mult să râdă și îmi place să mai și glumesc puțin. Am terminat în paralel relații internaționale, studii europene și limbi străine, engleză-turcă. Și un masterat în tehnici diplomatice în cadrul facultății de istorie, pentru că era complementar facultății de relații internaționale și studii europene și chiar m-au ajutat. Multe persoane și fără dizabilități spun că facultatea uneori o faci pentru că este un lucru care trebuie făcut, dar din păcate, uneori nu prea te ajută în carieră sau în drumul pe care ți-l alegi mai departe. Eu și din punctul acesta de vedere sunt o norocoasă. Uite, eu mă consider o persoană foarte norocoasă. Am învățat despre instituțiile europene și științe politice și lucruri care m-au ajutat în administrația publică, iar limbile străine mă ajută mereu în activitatea mea. Eu sunt curios, Iosif, apropo de facultăți. Beni, să știi că pe lângă facultăți, Petra are și o asociație, Beni. Și ea ajută tinerii, sunt curios să ne detaliezi, tu ajuți tinerii în privința educației. Da, vreau să vă povestesc puțin despre mica asociație. O cheamă Starlight Petra, pentru că eu... mai scriam și povestioare și câteodată așa, mai scriu de plăcere, mici povestioare, gânduri, așa, mai mult ca un jurnal.
Și numele meu de scriitor de la vârsta de 14 ani era Starlight. Așa, și asociația am înființat-o pentru că eu am absolvit o școală specială până în clasa 8-a, în care am primit o educație specială, adică cu terapii complementare, cu profesori care dau mai multă atenție elevilor cu dizabilități, iar apoi am mers spre un liceu de masă, adică un liceu, cum zicem în limbajul acesta mai colovial, normal. Și acolo, pentru că elevii cu dizabilități sunt mai puțini, mai rari, a trebuit iar să mă adaptez și social la comunicarea cu profesorii și elevii și, bineînțeles, educațional la felul în care eram testată, evaluată și în care mă adaptam la lecții. Și prin adolescență m-am gândit că trebuie să facem... Am fost și eu într-o mini-depresie, ca să zic așa, că nu știam cum să mă adaptez, nici eu nu știam cum să comunic, eram și eu un copil. Dar cu încurajarea mamei și a unor mentori din viața mea, am zis să transformăm și asta în ceva ce putem face, într-o acțiune care se poate concretiza. Și am creat mica asociație Starlight Petra, prin care facem proiecte nu de anvergură foarte largă, dar mergem în școli și educăm ce înseamnă dizabilitatea, cum să adaptăm curricula, cum să și elevilor le spunem cum să apropo am fost și la liceul vostru și le-am spus despre elevii cu probleme de vedere, și de alte tipuri de probleme, cum să adaptăm ca un elev să-și aleagă ce dorește el să studieze. Și acum anul acesta vom avea și un proiect despre bullying în școli, care vizează, de ce nu, și elevii fără dizabilități, pentru că e și acesta un fenomen în educație care, din păcate, uite, este un impediment în alegerea carierei pentru mulți tineri care se confruntă cu bullying-ul. Da, chiar îmi spuneai de un proiect în care i-a dus copii cu dizabilități în mijlocul celor care nu au dizabilități. Da. Și eram curios de efectele acestei acțiuni. Proiectul a vizat faptul că trebuie să ni se audă vocile de toate felurile și ideea principală, filozofia proiectului, ca să zic așa, a fost că prietenia dintre copii va trece peste prejudecăți și bariere viitoare. Pentru că atunci când copiii și tinerii se împrietenesc, nu se mai ține cont de dizabilitate. Dar pentru a facilita acest lucru, trebuie să fim cât mai vizibili în școlile de masă, în universități și oriunde vrem noi să fim prezenți ca persoane cu dizabilități. Petra, există o lege în Parlamentul European care îți poartă numele. Cum s-a întâmplat asta? Ce fel de lege, dacă poți să ne explici? Da, din ce știu, la 18 ani, dacă da, nu mă înșel... Nu te-am întrebat păi pe nu, tine. Asta din ce am înțeles eu, ea ne va explica. Da. De ce vrei ca să vadă oamenii acum, că noi ne certăm în direct? Că eu vreau să ascult pe ea. La 18 ani, din ce m-am informat eu, ea a ținut un discurs în Parlamentul European. Păi la 18 ani, măi, aveam 15. Cât? 15, la nu aveam 15 ani. Tu îți dai seama, la 15 ani să ții un discurs în Parlamentul European. Ai văzut, nu te-ai informat bine. Deci nu m-am informat bine, dacă poți să ne explici tu. Da, sigur că da. Practic, totul a început când eu vorbind și limba engleză și făcând voluntariat la anumite fundații, am cunoscut niște persoane, membrii ai European Guide Dogs for the Blind, o organizație care antrenează, dresează câinii ghizi, și prin ei am ajuns să vorbesc în Parlamentul European despre faptul că un câine ghid nu reprezintă neapărat un moft sau un animal de companie sau nimic de genul acesta, ci este de fapt un asistent. Ei chiar se și supranumesc asistența vie, persoanele cu dizabilități vizuale, dar nu numai, sunt și persoane cu alte tipuri de dizabilități, ajutate de acești căței special antrenați. Și acest proiect de lege viza dreptul de acces oriunde cu acești câini. Acești câini trebuie să recunoscuți ca fiind asistenți și să nu li se îngrădească în niciun fel de spațiu public
accesul și posibilitatea de a-și însoți companionii și de a-i ajuta. Tu ai avut vreodată un astfel de câine ghid? Eu personal nu, doar am testat cățelușii. Nu am încă o rutină, câinele ghid totuși învață o rutină mai riguroasă. Eu nu am doar o rutină așa zilnică, plus că fac mici reacții alergice la păr și încă nu am putut să trec peste asta, dar susțin toate persoanele cu orice fel, nu numai nevăzători, că v-am spus că există și pentru alte dizabilități. Mă bucur când văd și când mă întâlnesc cu, folosesc și eu văd pentru că am voie, da? Când mă întâlnesc cu persoane cu astfel de asistenți și, ce să zic, e un alt pas spre independență. Pentru că spuneam la începutul podcastului, Iosif, nu-mi dau seama dacă este înger, om, e un supra-om, să zic așa, mă gândesc la faptul că ea, pe lângă faptul că știe 6 limbi, pe lângă realizările pe care le are, Iosif, în copilărie, ea a învățat la vioară, arte marțiale și multe alte pasiuni de ale în care a investit în educația ei. Eu sunt curios de știi la vioară, la ce alt instrument mai știi? Cea mai importantă. Doar la vioară, dar nu am perfecționat acest instrument. Însă, pentru mine a însemnat tot așa o experiență de învățare, de coordonare neuromotorie, pentru că atunci când ești copil și un copil văzător, până învață să apuce vioara, să atingă corzile, a fost un exercițiu și acela. Chiar dacă și acum aș cânta... Nu am, într-adevăr, nu sunt un violonist de performanță, dar... Dar te-am auzit cântând la X-Factor, de exemplu. Și aceea a fost o experiență și acolo, vă spun sincer, n-am cântat bine pentru că m-a copleșit mult atmosfera. Eu nu știam, iar am fost invitată, n-am știut unde mă duc. Nu știu ce înseamnă atmosfera asta de filmare, de platou, de toate întrebările astea rapide. Ai și eram emoții? Foarte mică. Da, da. Alți copii erau mult mai pregătiți decât mine, dar din cauza emoțiilor atunci n-am putut să cânt foarte bine și știu asta. Pot să cânt mai bine de atât, dar acolo efectiv nu mi-am dozat cu bine emoțiile. Însă a fost o experiență extraordinară. Dar oare, că am fost acolo, oare dacă te provocăm acum să ne cânți o strofă sau un refren dintr-o melodie poate preferată, e prea mult, cerem prea mult? Provocările sunt acceptate mereu, nu? Mi-ar plăcea tare mult să te auzim. Am să încerc puțin să cânt ceva și să vedem... Noi suntem juriu. În voi am încredere că sunteți drăguți cu mine, deci nu. Să vedem. We're walking in the Acum, Beni, pot să confirm
N-am fost încălzită, n-a fost repetat, să se știe dacă difuzați, nu a fost ceva repetat, a fost spontan și neexersat. Cert este că trebuie bine să confirmăm că acum Petra chiar e înger. Eu acum realizez, Iosif, că n-am aplaudat și n-am aplaudat pentru că eu sunt încă înmărmurit. Adică, nu, eu zic sincer. Deci acum tu nu vezi Petra, dar eu ne-au dat lacrimile. Efectiv, în timp ce cântai... Nu ți poți imagina. Practic rămâi fără cuvinte. Da, nu, adică vrei să arunci laude, să zici Petra, ești fascinantă. Oricum, cuvintele poate sunt deprisos. Sunt prea mici pentru a spune ceea ce ești tu, Petra. Oricum să știți că nu am mai cântat de mult, n-am mai repetat. Adică e o voce acum momentan puțin nelucrată. Ai o voce divină, angelică. Când lucrez mai mult se aude și mai bine, să știți, vă promit. Data viitoare o să vin cu vocalize făcute. Eu îmi dau seama că pentru mine personal e o binecuvântare faptul că te-am cunoscut. E incredibil, adică îmi dau seama clar că nu e la întâmplare și clar Dumnezeu a făcut să ne întâlnim. Da, pentru da. Că noi nu mai eram aici, mii de oameni. Poate noi am putut ajuta oameni prin ceea ce ai transmis tu. E incredibil, cu siguranță mulți oameni au primit ca o lecție de viață ceea ce au văzut. Adică ești fascinantă, sincer. Nu știu cât contează pentru tine complimentele, dar eu nu am cuvinte să-ți spun cât de mult te apreciez. Noi, de fapt, te apreciem foarte mult. Ești atât de frumoasă și pe lângă frumusețea fizică pe care o ai din plin, nu știu, frumusețea ta interioară e unică, e divină, ești efectiv extraordinară și doar suntem recunoscători pentru că te-am întâlnit, Petra, și în continuare ne vom bucura pentru prietenia pe care am dezvoltat-o și cu tine. Și ca să completez și eu, ne-am dorit de mult timp să începem un podcast și am tot zis, Beni, când facem și noi, parcă n-a fost ceva să ne motiveze atât de mult. Dar în momentul în care am văzut atât de mulți oameni, mii de oameni, că au spus, noi vrem să milioane, mai auzim... Milioane de oameni care au văzut și mii de oameni care au spus, noi vrem să mai auzim pe Petra. Nu știu, a fost ca și cum ne-ar împinge cineva de la spate și aici, faceți asta. Am găsit locație într-un timp record, e incredibil și locația arată fascinant, o să vedeți și voi. Și oamenii care s-au adunat cu toții pentru a realiza acest podcast și efectiv e fascinant pentru că am putut să realizăm acest prim podcast cu tine. Petra, cred că am vorbit prea mult acum, eu și vreau să-i dăm cuvântul Petrei. Noi am ajuns la final, vrem ca să transmiți un mesaj celor care se uită la noi, vrem să transmiți un mesaj familiei, viitorului tău soț. Și pentru întregii lumi care te, da, te exact. Auzi. În primul rând, vreau să mulțumesc din suflet persoanelor care au făcut să se întâmple această minune. Tot ce s-a întâmplat de săptămâna trecută și până acum a fost copleșitor, foarte frumos și vreau să transmit așa un mare mulțumesc, o mare îmbrățișare, cu căldură, cu fericire și sper sincer că prin acest podcast și prin ceea ce veți mai vedea, să mă ridic așteptărilor dumneavoastră și să fie ceva ce v-ați fi dorit să vedeți. Și dacă veți dori pe viitor, voi continua să vă mai răspund la întrebări, să vă fiu alături. Mulțumesc, frățiori, pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine. Sunteți minunați și mulțumesc mult familiei mele, dragilor. Sincer, vă iubesc și m-a binecuvântat Dumnezeu cu voi alături, pentru că fără voi nu s-ar fi întâmplat, nu numai că nu s-ar fi întâmplat acest lucru, n-aș fi ajuns nici pe sfert cât sunt în ziua de astăzi. Și vreau să vă spun așa tuturor celor care urmăriți aceste cuvinte. Orice vă doriți se poate împlini doar dacă aveți încredere și pur și simplu continuați, orice ar fi, continuați. Nu știu să vă spun ce, nu știu să vă spun cât sau unde, dar nu vă opriți, mergeți mai departe, că lucrurile, credeți-mă că toate vor avea o rezolvare și
și Dumnezeu este alături de noi toți. Cu siguranță sunt mulți oameni care vor să te asculte zilnic. Până atunci, Iosif, oamenii o pot urmări pe Instagram, Petra Iuliana Pintelei. Ne bucurăm că am fost astăzi în prezența ei și am putut afla povestea ei de viață. Îți mulțumim tare mult, Petra. Te iubim. Și sperăm că și vouă v-a plăcut. Sperăm că acest prim podcast pe care l-am realizat va fi o motivație și pentru noi ca să continuăm cu... Cu siguranță sunt mulți oameni care vor ajunge în continuare să fie aici în fața voastră și să le aflați povestea. Mulțumim și celor care ne-au fost alături, mulțumim atelierele Ilbach pentru acest minunat buchet de flori, mulțumim locației. Da, mulțumim locației, Le Dom, care este imperială. Și să nu uităm de cel care a făcut posibilă această filmare. Am spus la dublu pentru că, într-adevăr, fără el nu se realiza. Pianistul Azeșe, mulțumim tare mult. Pianistul Azeșe, într-adevăr, îl găsiți pe Facebook. A răspuns și el într-un timp record și a zis, da, vă ajut. Am fost total impresionați de povestea Petrei. Suntem fără cuvinte, efectiv, și am vrut, practic, să împărtășim cu voi o inspirație. Este un înger. Zicem înger atunci când ne gândim că nu mai este om, pentru că atunci când ne uităm și zicem că este om, e aproape ireal că este om și te gândești că există un astfel de om. Mulțumim, Petra Iuliana Pintelei. Până atunci, graurii au fost aici. Nu uitați, peste tot suntem graurii. Instagram, Facebook, TikTok. Și nu uitați de share, subscribe, like, toate cele, să ajungă acest mesaj la cât mai mulți. Vă îmbrățișăm și vă iubim. Vă iubim. Dar am vrut să-i zic în timpul live-ului să bea apă. Eram în transă, e ok. Petra, cum a fost? Vai. Am obosit un pic. Dar a fost superb. Sunteți geniali, sunteți extraordinari. M-au prins și un pic emoțiile și... Dar Petra, poți să bei apă acum? Petra, să știi că noi te iubim. Și eu pe voi. Și cu siguranță nu va fi primul podcast. Cu siguranță vom mai participa cu tine la multe alte întâlniri. Și lumea te iubește, Petra, cu siguranță.